La toate urnele a câștigat Blaga, conform numărătorii parțiale. Cea mai mică diferență a fost de doar 4 voturi pentru Blaga. Circa 17 voturi ar fi fost anulate, pentru că ar fi fost exercitate după anunțul legat de încheierea votului. Câștigătorul este cel care obține jumătate plus 1 din numărul de voturi valabile exprimate. Iar dacă niciunul dintre candidați, Monica Macovei, Elena Udrea și Vasile Blaga, nu ia acest scor, va fi organizat al doilea tur de scrutin între primii doi clasați. Delegații la Convenția Națională a PDL au votat de asemenea pentru desemnarea președintelui Comisiei Naționale de Integritate, Statut și Litigii și a președintelui Comisiei Naționale de Revizie și Control.